Biserica reacționează la scrisoarea deschisă prin care se cere sărbătorirea Paștelui Ortodox odată cu cel catolic. Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, spune că subiectul va fi discutat în ședința Sfântului Sinod din luna iunie. Vă reamintesc că această propunere a provocat un lung șir de atacuri între Vasile Bănescu și înalt preasfințitul Teodosie. Corespondentul Antena 3 CNN, Cătălina Buzoianu, a urmărit acest scandal și vine cu noi explicații. Te ascultăm, Cătălina. Bun găsit tuturor! Scandalul privind unificarea Paștelui este clar departe de a se fi terminat, deși totul a început ca o inițiativă a unor oameni de cultură. Ulterior s-a transformat, din păcate, într-un scandal în care s-au adresat cuvinte dure de o parte și de alta. Și aici vorbim de înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, care a intervenit în scandal, și Vasile Bănescu, de exemplu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, și nu numai. Cert este că oamenii de cultură au făcut și o petiție pe care au semnat. Sunt foarte mulți cei care au făcut acest lucru. Aici vorbim de Ana Blandiana, spre exemplu, de Adrian Papahagi, Teodor Baconschi sau Andrei Pleșu. Sunt doar câteva nume importante care au semnat această petiție, care a ajuns deja la Patriarhie. Lucru confirmat de către reprezentantul instituției, de către purtătorul de cuvânt, Vasile Bănescu. Acesta a precizat însă că ea va fi luată în discuție cel mai probabil la proxima ședință a Sfântului Sinod. Viitoarele consultări la nivel interortodox bisericesc pe tema acestui demers sunt, desigur, subînțelese, așa cum au semnalat obiectiv chiar și semnatarii scrisorii, a declarat Vasile Bănescu. Următoarea ședință a Sfântului Sinod va avea loc în luna iunie, așadar abia atunci s-ar putea lua în discuție această propunere venită din partea oamenilor de cultură. Vă reamintesc că totul a început în urmă cu aproximativ 3 săptămâni, atunci când Adrian Papahagi și Teodor Baconschi au spus că ar trebui făcute toate demersurile necesare pentru unificarea Paștelui. La scurt timp, înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, s-a declarat total împotriva acestei idei. Spunea la vremea respectivă că, virgulă, catolicii nu au lumină, ei strigă lumina ortodoxilor și nu ar trebui ca Paștele să fie sărbătorit în aceeași zi de catolici și ortodoxi. Declarațiile înalt preasfințitului nu au rămas fără ecou, iar Vasile Bănescu a postat ulterior câteva cuvinte extrem de dure la adresa arhiepiscopului Tomisului.